Întâmplător sau nu, președintele României, Claus Iohannis, și Sergei Lavrov, șeful diplomației Federației Rusă, se vor găsi în același timp ca oaspeți ai, oficiali ai guvernului brazilian acolo. Se vor întâlni sau nu se vor întâlni? Asta vom ști foarte repede. Dacă se vor întâlni, probabil că nu vom ști ce vor discuta. Dacă vor avea o discuție, presupun că președintele Claus Iohannis are un mandat de la Washington să discute anumite teme și într-un anumit mod cu Lavrov. Nu cred că face ceva de capul lui că nu-i stă în fire.